pe ritmul cântecelului, cu primăvara ne jucăm, elevii claselor a doua, a treia și a patra, coordonați de doamnele învățătoare, Gianina Ghinde, Ileana Silani și Ioana Păscar, elevii vor recita câteva versuri despre patimile, răstignirea Mântuitorului și bucuria învierii sale. De asemenea, ei ne vor încânta cu cântecelele, cerul azi, bucurie, ziua învierii și aceasta este ziua cea sfântă. Să întâmpinăm cu aplauze! Thank you.
toți fericiți, căci vine iar Paștele la noi. Este ploare peste tot și plângând răsună al clopotului glas, creștinii toți, cu mică mare, se vrea cu mai noi de sărbătoare. Creștinii se adună și strânsenică vorbe, cu inimă bună, așa de vorbe. Deci, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ce-am vorbit pe cruce și-a primit din greu. Acum e bine, iată, spre a noastră mântuire, să spele de păcat a noastră mântuire. Thank you.
facă mântuire sufletului prin puterea credinței, să transforme în balsam pentru suflet cuvântul Domnului și să ne facă să gustăm plăcerea propriei noastre mântuire la viața veșnică și la slava lui Iisus Hristos. Aleluia, aleluia! E Paștele, să ne bucurăm și să celebrăm cu încântare această mare sărbătoare de jucă, cu Pasca ascunsă a purității, a adevărului și a mântuirii. Noi vă urăm un Paște fericit! Paște pe toți colegii.